Speranțe de îmbunătățirea a, vremii. a vremii. nu sunt atât de. Da, evident că suntem în a treia lună de iarnă. Păi, februarie debutează 1 doi, vânt și frig. Vânt și frig. 3 până pe nou, moină și vânt. O, deci vântul deci predomină, vântul da? Între 10 și 16, schimbări cu multe alternanțe. Deci, azi mergem la mânică scurtă și mâine căutăm cu joc. Mm -hmm. Deci, asta, asta e, e fantastic de dăunătoare de da, și, și pentru metabolism, și pentru starea de și confort să și de disconfort. Grip, să și starea de și sănătate, de. în primul rând. Da? Între 17 și 18 februarie, Moină și vânt. Deci, ne amețim așa, dar vântul nu ne e, pe e persistent. E, în schimb, pe 19 până în 26, șanse de ninsori nici. Adică iarna revine un pic pretențioasă Te și mai așa -a zis, stai puțin noi. că Babadochia m-a trimis la treabă, încă n a terminat cu mine, mai avem. Mai avem un picuț. Iar 27 și 28, ultimele zile, Moină și vânt. Deci, una caldă, una rece. Moină, vânt, proie, schimbări, zăpadă. Deci, să ne pregătim sufletește pentru... Ne pregătim sufletește, da. Hai să, să vezi, eu am scos să datele. Dar e, e ceva care dă undeva peste cap. Ce carte aveți acolo, mai? Uh, nu, aveam aici, în Gromovnicul ăsta din bătrân. Așa. Ea de la 1935. Pe cicluri de câte șapte șapte ani, adică șapte planete da. care au fost analizate în funcție de poziția acestor planete, fiecare an din șapte în șapte ani a avut un corespondent a unei planete. Iar planeta a șasea, în care este anul 2019, se numește Mercur. Iar anul ăsta e lătrare multă. Hau, 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 mercur, comunicare, da? Nu e retrograd încă, nu, așa nu. că să avem grijă. Ce dă ca prece pentru tot anul m-a cam deranjat? Zice că e an uscat, vânturos, începutul de an. E foarte pretențios și cu schimbări climaterice. Anul este nu prea roditor. Primăvara începe friguroasă, apoi uscată, caldă și vânturoasă, pe urmă bună. Vara câteodată moină, după aceea veselă, adică bine călduri, nu știu ce. Anul ăsta, poamele și fânul se, se strângă mai curând. Asta înseamnă atenționări de ploi, adică da. fructele și astea. Recoltele. Toamna începe în octombrie, iar până la jumătate e friguroasă. Pe urmă e mai bine, cu strălucirea soarelui, iar sfârșitul lunii octombrie, cu ploaie. Iarna nu este lipsită de vifor, de vânt friguroasă și geroasă. Deci... este. Deci, da, da. Da. De... Într-acest an nu vor fi poame multe pe pom. Mm. Deci, deci anul ăsta e poate posibil poate. ca să avem surprize din astea când apar florile pe pom. Ca mai pățit-o acum. Da, da. Uite, ne dă și niște puncte de reper. A mai pățit în 2012, în 2005, a fost în 98, în 91. Dacă stai și ai acolo... Puse niște cap date? la cap, sunt niște date, se întâmplă că nu greșesc. Așa este. Pe cuvânt, fantastic.